Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la Ritualuri, Magie, Sfaturi Practice. Pentru această seară aveam pregătit, pentru voi un ritual cu ceapă, care putea fi făcut și fie de bărbați, fie de femei. Dar am primit foarte multe mesaje de la anumite domnișoare care îmi cer un ritual care să dureze pe viață. Eu aș spune că este încă de vreme să faceți aceste tipuri de ritualuri pentru că nu aveți destulă experiență. Dar chiar și un domn m-a întrebat dacă eu cunosc un ritual care se poate face cu poză. Da, sunt și ritualuri care se fac cu poză. Eu consider să cred și vreau să vă fac și pe voi să credeți că cele cu numele și data de naștere sunt mai puternice decât acelea cu poză. Dar avem destule ritualuri și cu poze, dacă doriți să le faceți cu poze. Ei bine, astăzi nu vom face ritualul cu ceapă, vom face un ritual cu ou. Nu știu dacă vă amintiți că v-am spus când eram încă luna în faza descrescătoare că vom începe să facem ritualuri de magie, de înaltă magie. Mult mai puternice, foarte puternice. Cum bine știți, oul este generator de viață, deci noi vom semăna, vom germina, vom pregăti iubirea în acest ou care generează viață. Avem nevoie de poza iubitului nostru. E o poză, vedeți? Poză. Eu am desenat pe iubitul meu. Eu o să fac o... cu această hârtie, nu o să fac pentru nimeni, deci nu am poza persoanei pentru care trebuie făcut, pentru că este doar un exemplu. Avem nevoie de un ac, o șurubelniță sau un cuțit, eu pentru că sunt deja expertă, sper să nu dau greș, laudându-mă că sunt deja expertă, am să încerc să fac gaura în ou cu cuțitul. Voi, dacă aveți o șurubelniță mică, un ac, un cui, faceți cu cuiul că este mai bine. Avem nevoie de o lumânare roșie sau roz, scuzați. Nu se poate schimba culoarea lumânării. Ori roșie, ori roz. Ei bine, luăm cuțitul, luăm oul și începem. Vreau să vin mai aproape ca să vedeți. Să nu mă ard cu lumânarea. Încet. Cu grijă. Ia uitați. S-a făcut o găurică și eu nu s-a spart. Deci ați văzut cum se face? Eu acum am să-l fac aici ca să nu îl sparg. Deci, vă uitați, nu spargeți la cur, la fund, la cap, unde ar fi capul oului, vârful oului. Acolo îl vom sparge. Cu mare grijă să nu pocnească, că dacă o pocnește, ni se sparge în mână. Deja suntem de aproape. Trebuie să facem o gaură destul de mare ca să ne încapă poza înăuntru. Cu răbdare, nu vă grăbiți. Știu că atunci când faceți ritualul sunteți speriați, sunteți emoționați, nu aveți răbdare, vă este frică să nu greșiți, dar totul se face cu răbdare. Ia uitați-vă, deja am o găurică, nu este încă destul de mare, trebuie să mai lucrăm. Problema mea este că acest cuțit este foarte greu, este dintr-un metal fel de inox. Da, un material foarte bun, dar pentru această lucrare nu este așa de bun, pentru că este greu. Deci, fiind greu, poate să-mi sparg oul. Să încercăm să scoatem un pic cojițile astea. Ia uitați ce frumos a deschis. Dai, mă, ieși afară.
Acesta este chiar un ou de casă, nu este un ou de alimentară. Dacă voi găsiți ouă albe, aici în Italia nu se prea găsesc ouă albe decât de la țărani. Dacă mergem la țărani, dacă voi aveți ouă albe, este mai bine. Se poate face cu orice culoare de ou, dar oul alb este pur, se zice că este mai bun. Deci, acest ritual nu necesită lună, eu îl fac în luna crescătoare, pentru că orice ritual făcut în luna crescătoare este mai puternic. Nu avem nevoie de o anumită oră, se poate face la orice oră, în orice zi. Eu îl fac noaptea, pentru că noaptea este mai puternic. Toate forțele sunt cu noi noaptea, toți ființii. O singură rugăminte am. Nu faceți acest ritual dacă nu sunteți siguri că acea persoană o veți iubi pentru toată viața. Primul, pentru că nu vă va reuși. Doi, dacă să presupunem prin absurd că vă reușește, vă legați de o persoană pe viață care nu o veți iubi. Acest ritual nu se poate rupe. Este foarte greu. Eu nu știu cum se poate desface acest ritual. Am înțeles că ar fi o persoană care trăiește în Argentina, se învârte între Argentina și Venezuela, o doamnă, Georgiana se numește, nu știu dacă este venezuelancă sau argentineancă, ea ar fi în stare să desfacă acest ritual, ar fi singura care este în stare să desfacă acest ritual. Eu știu cum se face, dar nu știu cum se desface. De aceea vă spun, dacă sunteți siguri că persoana pentru care îl faceți o veți iubi pentru toată viața, faceți-l, pentru că este un ritual minunat. Dacă nu sunteți siguri că această persoană o veți vrea pentru toată viața, mai bine nu-l faceți, pentru că veți face rău unei persoane care nu-și merită acest rău. Va rămâne agățată, legată de voi, nu va putea să-și facă o viață și nici voi nu veți putea trăi fericiți, pentru că în momentul în care eu alung o persoană care nu mai vreau și ea nu pleacă din viața mea, eu nu voi putea să-mi fac viața liniștită. Ei bine, luăm poza. Încercăm să o facem sulc. O rotim ca pe țigară, așa. Mi-este greu să vă arăt pentru că nu am unde să așez oul. Vedeți, am făcut o sulc. Așa. Și o băgăm în ou până la fund. Va ieși puțin afară, nu vă preocupați. Puțin de albuș sau de gălbenuș. Așa. Acum, înarmați-vă cu răbdare, pentru că nu este puțin de lucrat. Acest ritual este lung, pentru că va trebui să închidem cu ceară, iar oul fiind umed, va dura mult până se va închide, până se va usca ceara. Luăm lumânarea noastră roșie sau roz și începem. Să picurăm, eu mi-am picurat pe mână în loc pe ou, să picurăm ceară. Până când începe să se închidă, picurăm câte puțin, câte puțin și așteptăm să se usuce un pic, un pic, un pic. Ei bine, ce facem în momentul în care începem să picurăm ceara? Spunem următoarele cuvinte. Vă rog să fiți atenți și să urmăriți video, să-l vă uitați la acest video de 2, de 3 ori, de 5 ori, de 10 ori, de câte ori este nevoie ca să învățați aceste cuvinte. Deci, noi luăm lumânarea în mână, am băgat poza nouă, ținem oul în mâna stângă și cu mâna dreaptă picurăm ceara. Și vom repeta următoarele cuvinte. Trebuie să am grijă să nu dau ceara pe jos. Așa cum acest ou este generator de viață, așa eu rog pe mama natură să semene înăuntrul acestui ou, să germineze înăuntrul acestui ou iubirea lui, cum se numește iubitul vostru, lui Cutărică, pentru mine și spuneți numele și prenumele vostru, ca acest om, spuneți din nou numele lui, să mă iubească, să mă dorească, să mă respecte pentru toată viața, să fie alături de mine, așa să înflorească dragostea în acest ou, dragostea lui, numele bărbatului, pentru mine, numele dumneavoastră, cum acest ou este generator de viață, generator de dragoste. Așa să înflorească dragostea lui, bărbatului, pe care îl iubiți, pentru mine și spuneți pe numele vostru.
va trebui să avem răbdare și să așteptăm. Ia uitați, albușul curge și de aceea nu am, nu este ușor de închis acest ou. Trebuie să așteptăm cu calm, trebuie făcut. Așa cum acest ou este generator de viață, eu, numele meu, cer mamei nature să germineze înăuntrul acestui ou iubirea lui, numele bărbatului sau femeii, pentru mine, numele tău, ca să mă iubească, să așa să nască dragostea lui, cum naște viața din acest ou, să mă iubească și să mă respecte și să înflorească iubirea lui, cum înflorește viața din acest ou, și să fim împreună pentru toată viața, să nu ne despărțim niciodată, să ne iubim și să ne respectăm. Așa cum acest ou este generator de viață, eu cer mamei nature să germineze, să semene înăuntru acestui ou iubirea lui, numele bărbatului, pentru mine, numele tău, ca să ne iubim pentru totdeauna, pentru tot restul vieții, să nu poată trăi fără mine, să se târască la picioarele mele, să vină îndrăgostit și să mă iubească și să mă respecte pentru toată viața. Așa să fie, așa să fie, așa să fie. Amin. Acesta este oul. Părerea mea este închis deja. Acum vi-l arăt la cameră. Trebuie decât să așteptăm să se usuce ceara. Vedeți? Pare închis. Mai puțin, trebuie să mai dăm puțin ovăr, dar trebuie să așteptăm. Eu nu știu dacă să aștept sau să vă opresc videoul, că am spus cam ce este de făcut, cam tot, ca să nu îl facem prea lung, să nu devină plictisitor. Când acest ou va fi sigilat complet, ce vom face cu el? Noi trebuie să ne procurăm o plantă frumoasă, un ghiveci cu flori. Deci, chiar dacă nu avem grădină, aici nu este altă cale, trebuie neapărat un ghiveci cu flori să ne cumpărăm. Un ghiveci mare, nu mic. Îl vom lăsa să se usuce puțin pământul, să nu fie umed ca să putem să facem lucrarea noastră, deci nu vom muda floarea. Vom ridica planta, vom pune pe fundul ghiveciului puțin pământ, vom pune acest ou în picioare sau culcat, cum doriți. Eu de obicei îl pun în picioare pentru că sunt, nu știu, mie îmi place, eu iubesc ritualurile mele. Le iubesc, le tratez cu respect și de aceea am tot timpul o satisfacție pentru că mi-asă tot timpul. Puneți oul în picioare, așa, puneți puțin pământ în ghiveci, puneți oul în picioare, peste mai puneți încă puțin pământ ca să nu se spargă și deasupra puneți planta care ați cumpărat-o, frumoasă, bineînțeles, o plantă vie. Și acea plantă o țineți în casă, o tratați cu dragoste, să aveți grijă să nu moară, veți avea grijă să o udați, să respectați regulile cum trebuiește udată, cum trebuiește întreținută, ca să nu moară. Atâta timp cât acea plantă va fi vie, dragostea bărbatului sau femeii noastre, care noi am pus-o aici înăuntru, va fi vie. Dacă cumva vedeți că planta moare, ori faceți un alt ritual, dar nu acesta, pentru că acesta este pentru toată viața. Mai am și alte ritualuri cu ouă. Am să vă învăț și altele, dar acesta este pentru toată viața. Vă spun doar, dacă planta moare, înseamnă că ritualul nu va ajunge la, nu va, dragostea nu va avea un bun sfârșit. Ceva ați greșit sau ceva a mers rău. Am văzut în foarte multe comentarii că îmi scrieți, mi-a spus că nu este scrisa mea, mi-a spus că nu este soarta mea. Pe mine nu mă interesează dacă persoana care voi ați ales-o este soarta voastră sau nu este. Nici pe voi n-ar trebui să vă intereseze, pentru că eu vi-am spus și vă repet, soarta se poate schimba. Soarta ne-o facem noi. Ei bine, poate fi adevărat că acolo la Dumnezeu sus, fiecare avem un destin scris, dar destinul noi îl putem schimba.
Ce facem cu lumânarea când am terminat ritualul? Lumânarea nu trebuie, la diferență de alte ritualuri, unde noi trebuie să lăsăm lumânarea până la sfârșit, această lumânare nu trebuie să lăsată până la sfârșit. Această lumânare trebuie să stinsă. Și apropo de lumânări, este o domnișoară care se numește Iulia, care mi-a cerut ajutorul și am ajutat-o, am sfătuit-o să fac o lumânare roșie pentru a se întoarce iubitul ei acasă, unde îi vorbeam despre ceara care curge de la lumânare. Vedeți această lumânare? Această lumânare arde ceara foarte rău. Ce înseamnă? Înseamnă că acest ritual, care eu l-am făcut în această seară, va avea un sfârșit urât. Este foarte greu de realizat, nu va fi realizat. Ei bine, eu nu mă preocup, pentru că acest ritual nu este făcut pentru nimeni, este făcut doar ca să-l vedeți voi, este făcut cu o poză falsă, desenată, deci nu este făcut pentru o persoană, de aceea lumânarea nu arde bine, vedeți? Plânge, lasă foarte multă ceară, este foarte urâtă această lumânare. Eu nu citesc tarotul, eu știu să interpretez flacăra lumânării, eu știu să interpretez ceara lumânării. Pot să vă spun dacă veți avea succes în ritualurile voastre citind în ceara lumânării cu care ați făcut ritualurile. Ei bine, eu vă urez succes în acest ritual, este foarte important, aveți mare grijă cui îl faceți și cum îl faceți. Și sunt sigură că veți reuși. Este un ritual care nu dă greș. O noapte plăcută!